Stimați telespectatori, la această nouă emisiune din Duminica Sfintei Cruci și ne aflăm în momentul de față, în partea de jos a municipiului Bistrița, la biserica pe care cu multă strudă, cu multă sudoare, cu multă abnegație și cu dragoste desăvârșită o zidește părintele și prietenul nostru și vechiul nostru coleg Ioan Bujor. Pentru mine este extrem de important că se zidește aici, în primul rând, biserica duhovnicească, biserica spirituală, dar în afară de aceasta se mai zidește una dintre, probabil, cea mai frumoasă biserică din Bistrița, construită după Revoluție. Părinte Ioane, bine v-am găsit la această liturghie specială din Duminica Sfintei Cruci, la care va fi prezent Preasfințitul Vasile Someșanu, cel care va resfinți altarul de jos al bisericii și va da un nou impuls lucrărilor minunate pe care le-ați început și sunteți în fază pe care se vede pe cameră în momentul de față. Să vă dea Dumnezeu bucurii, fericire, sănătate și ajutor. Mulțumesc, Părinte Nicu, ca de obicei, întotdeauna alături de mine la momentele festive pe care le avem la Sfânta noastră Biserică și dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că El continuă legând astfel șirul firesc al sărbătorilor, pentru că fiecare sărbătoare are sensul ei, dar pentru biserica noastră ziua de astăzi are un sens cu totul deosebit, pentru că, așa cum spuneați, Preasfințitul Vasile va fi de față pentru slujirea Sfintei Liturghii. Acum, ceea ce îmi rămâne să vă mai spun în scurte cuvinte este că vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezent, pentru faptul că promovați din acest punct de vedere în emisiunea aceasta lumină lină și biserica noastră și așa cum mereu ați fost alături de noi și împreună cu noi la toate momentele deosebite pe care le-am avut la Sfânta noastră biserică, vă mulțumim pentru că ați venit aici și ne-ați acordat această cinste. Nădăjdim să veniți și apoi mai târziu după ce veți termina slujirea. Cu ajutorul lui Dumnezeu, Părintele Ioan Bujor este unul dintre cei mai fini interpreți ai terminologiei ortodoxe din Bistrița, un adevărat filozof în a-și exprima învățătura de credință cu o frumusețe cu totul și cu totul aparte, alege cuvintele și astăzi, în ziua Crucii, cu certitudine, este o zi care îl definește pe Părintele Bujor. Vreau să vă spun, ieri eram îngrijorat când am văzut că ninge așa de tare, dar astăzi Dumnezeu aduce iarăși primăvara. Haina aceasta de sărbătoare și de frumusețe, haina aceasta albă, este creată special, parcă, pentru ziua aceasta a dumneavoastră. Părinte Ioane, v-ați pus pe umăr o cruce foarte grea, construirea acestei minunate biserici. Știm că amândoi ne-am inspirat la construirea bisericilor noastre dintr-o lucrare pe care a făcut-o un regretabil om care se numește Vlasa, undeva în Deda Bistra. Și aveți, bineînțeles, elementele de noutate deosebită pe care le aduceți în construirea bisericii dumneavoastră. Spuneți-ne, când a început construcția? În 2001, deci în 2000 s-au făcut demersurile oficiale, în 2001 am fost numit de la 1 februarie, după care s-a făcut proiectul de execuție, aprobat de Înalt Preasfințitul Bartolomeu, și care într-adevăr știți bine despre regretatul domn Vlasa, care într-adevăr m-a ajutat din acest punct de vedere, dar păstrând proporțiile și cu ceea ce practic o să se întâmple la noi va fi puțin diferită față de ceea ce este acolo, dar în mare aveți perfectă dreptate, inspirația acolo este. Să fie și mai frumoasă. Acum toate bisericile
își au sensul lor și oriunde ar fi în vârful muntelui sau în centrul orașului. E adevărat că o biserică reflectă credința și în același timp cultura religioasă unui neam. Ori neamul nostru românesc are de unde ca să arate din acest punct de vedere o multitudine și o varietate încadrindu-se perfect în armonia bizantină a construcțiilor bisericilor. Mă gândesc în primul și în primul rând la cu câtă greutate se demarează în București începutul construirii Catedralei Mântuirii Neamului. Opera aceea a fost creată ca idee de către Patriarhul Miron Cristea, care a trăit în zona respectivă de unde ne-am inspirat noi pentru bisericile noastre. Acum, dumneavoastră, într-o parohie extrem de mică, la început misionară, ați început evenimentul într-un garaj și v-am admirat tenacitatea și capacitatea de a face dintr-un garaj o biserică duhovnicească de o înaltă ținută. Acum, dumneavoastră, aveți în spatele dumneavoastră o adevărată istorie a construirii acestui monument de o frumusețe cu totul aparte. Dumneavoastră îl vedeți puțin pentru că sunt schelele în spatele noastre, dar în momentul în care va apare biserica, s-ar putea să, de sub schele, s-ar putea să fie ceea ce am zis eu, cea mai frumoasă biserică din Bistrița. E adevărat că nimic nu este întâmplător și totul are sens și direcție. Iar când este vorba de cele spirituale și zidirea unei biserici, implică din acest punct de vedere credința unui neam și în același timp lucrarea minunată a acestor credincioși din parohia noastră, precum și a tuturor bistrițenilor. Întotdeauna spun că bistrițenii poate sunt cei mai vrednici dintre toți, pentru că eu și aici trăiesc, dar și pentru faptul că realizează și au realizat aproape 10 biserici din anul 2000, încoace, ceea ce înseamnă la cei circa 80.000 de locuitori, un aport cu totul deosebit în care se vede și credința lor lucrătoare în faptă și dragostea lor față de Dumnezeu. De aceea și emisiunea Sfinției voastre, Părinte Nicolae Feier, este cu una minunată și împlinind chiar cei 10 ani în care ați făcut și răspândiți cuvântul lui Dumnezeu întărind pe piatra credinței pe credincioșii noștri bistrițeni, nu face decât cinste. Și de aceea mă simt și eu onorat pentru prezența Sfinției voastre și vă mulțumesc din lauda să fie lui Dumnezeu, pentru că noi încercăm să promovăm, Părinte Ioan, împreună cu dumneavoastră și cu toți preoții Bistriței, adevărata credință în inimile credincioșilor. Credincioșii noștri sunt cei care evaluează și cei care se străduiesc să se poarte ca atare în raport cu Dumnezeu. Și încă o dată vreau să vă spun telespectatorilor noștri, Părintele Ioan a făcut biserica din banul văduvei, adică ceea ce așa cum se zice în Sfânta Scriptură, din puținii bănuți care s-au adunat în fiecare zi la biserica aceasta și din alte surse pe care dânsul singur, cu eforturi uriașe, a reușit să le obțină. Cei care ați contribuit să fiți fericiți, cei care veți mai putea să-l sprijiniți, să o ducă până la sfârșit, iar să primiți de la Dumnezeu bucurie și fericire și binecuvântare. Părinte Ioane, dumneavoastră, Doamne preotese, cea care știu că este spatele dumneavoastră puternic, capacitatea, omul din umbră care vă stimulează, care vă ajută, vă întărește, copiii dumneavoastră, familia dumneavoastră, să fiți cu toții fericiți pentru evenimentul acesta. Vă mulțumim și vă invităm la slujba care va fi condusă de preasfințitul. Să ascultăm de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, scoaterea Sfintei Cruci în cadrul Bisericii Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul. De la biserica cu sens. Da, de la sens. Biserica cu sens. V-am spus, Părintele, este cu certitudine filozof, orice biserică este cu sens. De la sens. Sensul este către cer și către pământ. Sensul este cruce, pentru că în cruce se întâlnește verticalitatea cu cerului în raport cu noi și orizontalitatea noastră în raport cu cerul și modul, locul unde se întâlnesc ele sunt în cerul Sfintei Cruci. Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că așa îl cheamă pe Părintele Ioan, noi îi ziceam în copilărie Nucu, cel care dă toate bune. Fiți fericiți!